Îl omoară cu tătul și cheamă câinii să margă huita după el. Aha. Celuiește. Dacă-s patru inși, ies ca oameni. Doi mere încolo, zice, și doi încolo. Când umărți câinile, ia doi vin înapoi. Care-i mași bun? E pășunie bunaci? Da. Bune, duhu. Deci de pășunie nu duceți lipsa aici? Mai nu, se mai se încarcă, dar... Serios, aveți probleme cu lupia și? Nu. Acum are ce an? Nu, de vreo o săptămână. Serios? Dar când vă zua o vinit? Zua la mează. Au. Cum am urcat sus? Și cum de... nu a apucat câinii să sânțească? Da, au apucat, dar a fost deja rup. Lupul e rapid, nu poți să stai înaintea lui. Șmecher și... ala, când vine, când pac, se rezolvă. Am înțeles. Anul trecut a avut pagubă mare. Serios? Tăt, tăt cu lupii. Tăt cu lupii. Au fost patru bucăți. I-ați văzut? Da. Înseamnă când de-o fost? Zua? Zua la mea. Și atunci? Da, acolo ea, lângă rulot. Păi, și-o vine până aici, lângă staur. N-au obiect. Le băgai lanterna în uit, se ascundea ca om. Aos. Aia, da. Și aici, acolo, unde e mașina aia mea, mai în sus. Și acolo? Și acolo, șase. Anul trecut o fobeleau. Da? Am o poate ca ei stau fără tăcit și o dat între ui, știi? Am înțeles. Da. În rest. Deci când vin mulți, e greu. Am câini acolo să hodinesc, ia ăștia vine turbatul ăștia. Numai unul vine cu dumneavoastră. Aici, ala, la altul. Și restul stau acolo la... pericol social la noapte. Da? Noaptea nu poate să vie nici pui de câine, nici om, nici nimic. Nu se poate. Dar aia nu vin cu oile cu dumneavoastră. Mai vin, da? Ori în fața acolo. Femeie. Am înțeles. Da, dacă îi chemați, vin. Da, tăi. Mare un tăi că umblă copii cu biciclete pe aici. Aia, și să nu... Când ajung eu la ei, la ei le bugă. Da. E nu. Îți răi de om. Păi nu. Deci, cum să zic la dumneavoastră? În terenul nostru, unde îi, poate să vină în poliție, poate să vină indiferent cine. Deci, ales... teritoriul lor. Om de par. Da, da. Deci, într-o seară au venit niște băieți, de la nuntă, beți, pe la 1 jumate. Categorică, că nu apără o sărit la ei. Am avut probleme. Gata, gata, să sară la bătaie. Bine, dar nu nici nu... Da, 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 da. Nu, noi... Nu de aici, că din Maramureș, din Negrești. M-a sensurat în șipul. Din Maramureș vă trageți? Din Negrești. Din Negrești. Negrești, va. Și sunteți căsătorit aici în... Jibou. Deci, aici e muiera. Doamna aici. Din Jibou? Da. A, și sunteți aici la oi în Bogdana? Da, Bogdana. A, și de mulți ani sunteți aici la oi? Da, eu de 3 ani aici. A, de 3 ani? La stăpânul ăsta. Am înțeles. E stăpân ca lume, e plătit, n-au, nu am probleme, plătește țigări, mâncare ca lume. Foarte bine, foarte bine. E bine, când e ciobanul mulțumit... O mai fost aici, încă unul fugit. Da, deci de 3 ani sunteți aici. Care fuge, nu primește bani. Am o... Îi dă, dar nu îi dă tăți. Așa-i, așa-i. O lăsa oile singure, cum să lege oile singure, să mie. Da. O bagă pe mălaie, îți face o pagubă de... Așa-i, așa-i. N-ai ce să faci. Foarte bine, are-i mașca. Cu apa, lume. Cu apa cum ați... Acolo la vară. Este apă? Da, ați avut? No, e foarte bine că aveți sursă de apă bună. Dar mă trec drumul și aia, părâșunea lui, unde e cabana aia mică. Da, am văzut în partea aia. Și aia, la ea lui, terenul ăla și care i-arată acolo, tătătă, până aici, la dunga asta. Da, până în partea asta. De uite, mă, nu. Și până când ați mulți oile? Până în ce perioadă? Până în 15...
septembrie. 15 septembrie. 15 septembrie. De atunci au dat drumul la berbece între voi. Au fost aleși până atunci. Da. Au fost, dau turme. Aia, au fost cu sterpele și... Sterpele și... Așa da. Așa da. Și cum le-ați văzut noastră? Care-s mai buni așa? Care vi s-au părut mai, oi mai buni aici, dintre care le aveți? Ale ciurcanii. Ciurcanile? Da. Că am văzut că aveți și țigăi. Și țigăi. Păi este berbe că nu poți să care poți să duci. De asta țigăi? Păi aia de obicei sunt mai grei, că ei să considerați ca și oi de carne. Mă, nu, trebuie grijit să fii atent. Exact. Nu, nu știi niciodată de unde vine năcarul. Așa e, așa e. E numai singur, așa e la ele. Singur eu, cu câinii. Aia ăștia mi-i șefii mei. Șeful când vine, seara și dimineața. Și el are, are servicii, pădura. Da, da, da. Are 50 de vaci. Are o grămadă de puci. Înseamnă că... Se descurcă și el, greu. O mă să ai în străinătate, o mă să în Italia. Femeia să iară la acolo... Da, da, da. În Spania, contabile, pentru oameni. Dar cu banii n-am problemele. De... Deci, eu i-am zis cum stau. Păi omule, eu stau la tine la voi dacă vrei fac contract cu tine, dacă nu, nu. Foarte bine. Te uită. Bună ziua. Tot înainte, da, da. Sănătate, numai bine. Dacă te umiesc, când mă umiesc și tu... Uite ce frumos e, e oaia aia de acolo. Da. Aia cum, cum e? Ce? Țigaie. Nu, aia era una cu negru. Aia e ca de curcituri de Sibian. Da? N-am mai văzut chiar așa... Curcituri. Da? Frumos. Fost aia este șeful, știi cum a fost, cascândurile. Fost lăbuță? Eu a avut altul, cioban, beciban, așa mă... Păi lăsa oile pe zua să stea la umbră. Da. Iar să fie să tu. Trebuie umbla după ele, animalul sigur. Animalul nu știe șef. Eu am în orice moment, am un telefon aici, care e telefonul meu, în orice moment, cum i-am zis la șeful, șefului, un telefon dau 10 vine după mine. Mai eu m-am obișnuit, am de 3 ani cu el. E foarte bine, că ați găsit un om... Foarte bun, nu pot să zic, e foarte bun. Și cu laptele ce, ce ați făcut? Făcut caș? Lapte, caș, mai dădea la oameni unde avea terenuri. Da, ca să... Datoriile. Exact. Așa se face. Da, au fost. Nu putem să zicem că ne bate Dumnezeu. Te dau bidoane 3, dau bidoane jumate. Cum, depinde cum o fă. Da, da, da. Și cașul cât omul ăsta aici, la, în zona noastră? 40 de lei. Da. Preț... Dar o fă 45. Uma care sunt mai aproape de oraș și și prețul un pic mai bun, pentru că... E altceva, că am cât de mai departe... Da, nu-i rău șeful, ai ciobănie care știe să-l ciobănească, viață... E viață bună, dacă... Nu ești omorât cu lucru. Mă, nu, zi și noapte, într-adevăr. Asta, lumea... asta e așa, că aici nu-i... Deci ai răspundere aici. Da, nu-i... 7, 8 ore și merg acasă, da. Dacă vine lupul categoric, n-ai ce să faci, cum am zis eu la el. Și tu în locul meu și, și la tine sunt eu. Asta e așa, așa. N-ai ce să... Așa e. Și anul trecut. Aici îmi place. Dar că... cum de evoluat atunci o prins 20 de oi? Cum o... Cum acolo de... Era să... dincolo, pe pășunea aia la altă? Pășunea aia la altă și de acolo vine la pădure. O vine la pădure. A fost undeva mai în margine și nu s-o... nu l-a sâmțit sau cum? Sunt prăștieții. Aha. Nu poți ști cum dă șeful de oi. Nu că știe el că unde-s oile. Pe nimereală. Uh-huh. El stă ascuns în tuse, și acum nu s-a dus am oile. El stă undeva ascuns în bruieniu. Așa. Când o trec oile pe lângă el, șap. Gata. Și le-au împrăștiat atunci? L-a rupt, nu împrăștiat. Deci s-o spărea oile, au fugit. Au fugit. Da, pe când am fugit noi și câinii, au fost 20 la pământ. Dar deci el le omoră prima dată și după aia... Da, deci le omoră prima dată. Le omoră cu tătul și cheamă câinii să margă huita după el. Aha.
ciruiește. Dacă sunt patru inși, ies ca oameni. Doi mere încolo, zice, și doi încolo. Când umăr scâinile, ia doi vine înapoi. Am înțeles. Deci au o strategie. Singur, n-ai ce să faci. Au o strategie și ei, da. Și n-ai ce să faci când ești singur. Că dacă vii înapoi, meri înapoi, într-adevăr. Dacă mai iau oaie, cel care se întoarce înapoi, trebuie să fugi după el. Nu știi ce să faci, sunt toți voile. Când ești mai mulți, da, când ești mai mulți... Câinii nu stau, că câinii se duc. Câinii se duc și e pus. Și nu s-o băga pe el, câinii? Se poate băga pe el, poate să fie cât ursul, mai tare lupul ca ursul. Ca Așa-i, așa-i. No, nu-i ușor, nu-i ușor. Când aveți momente de astea, nu-i ușor deloc. Nu, mai zi și noapte. Văd că ăsta aici nu vă părăsește, stă lângă dumneavoastră... Șeful. Mioritic, așa-i? Da. Foarte bun gelul. Frumos, frumos câinele. Foarte bun gelul. Cum îl cheamă? Florin. Florin? Florin? Ce-i, mă? Deci ăsta a stat și până merezi dumneavoastră. Da. Da. Vine domnul Cristian, vă salut și vă doresc multă sănătate. Și eu la atât familia dumneavoastră. Da. Mulțumesc, o zi frumoasă. Bine.